Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slăvit să fie Domnul! În veci, amin, să fie slăvit Domnul! Slăvit să fie Domnul în adunarea fraților de la Matca. Așa să ne aducem. Vorbim cu cineva dintre frații noștri că duminica aceasta nu vom fi acasă, deși la noi problema este destul de complexă, că au fost aduse foarte multe familii nefericite cu copii. Care au fugit din fața războiului și poate că trebuia să rămânem și acolo. Zic, da, azi trebuie să fim acolo. A venit și ziua aceasta când să fim la Matca. Ajută-ne, cu 35, cu 40 de ani în urmă, am venit aici la frățile voastre cu fratele Traian cu un transport de cărți și de Biblie. Ne-am cunoscut cu unii mai de mult, cu alții mai de puțin. Cât de important este să credem că azi s-a făcut un pas. Că astăzi bate vânt de primăvară. Când m-a sunat fratele Gheorghe Aș marți, după revenirea noastră de la Sibiu, nu venea să cred și când ne-am anunțat pe frații, ne întâlnim, am întrebat, oare este posibil? Da. Când vine vremea unui lucru, Dumnezeu îl face la vremea Lui. De aceea, în ziua aceasta, sunt nespus de fericit să fiu aici și pentru cei care m-au iubit și pentru cei care încă nu. Poate mă urâți că nu mă cunoașteți și nu vă cunosc îndeajuns. Mulți dintre frații care au venit după schimbarea de regim n-au nicio vină, așa cum vorbeam de atâtea ori la întâlnirile noastre, de încercare să rezolvăm această dureroasă problemă a despărțirilor din noastre a Domnului. Zic, s-a născut o generație de frați tineri și surori tinere care, văzându-ne pe noi, nu știu cum pot să înțeleagă asta Domnului. De aceea, fraților, dacă ziua aceasta Domnul a hotărât să o avem aici la frățile voastre, aș vrea să folosim un cuvânt din Cuvântul lui Dumnezeu ca un preambul al întâlnirii noastre de astăzi. Și acesta este din capitolul 2 din Filipeni. Deci dacă este vreun îndemnare în Hristos, dacă este vreo mângâiere în dragoste, dacă este vreo legătură a Duhului, dacă este vreo milostivire și vreo îndurare, faceți în bucuria deplină și aveți o simțire, o dragoste, un suflet și un gând. Nu faceți nimic din duh de ceartă sau din slavă de șartă, ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai presus de el însăși. Fiecare din voi să se uite nu la folosele lui, ci la folosele altora. Să aveți în voi gândul acesta care era în Hristos Iisus. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu,
totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. Fraților, mântuirea noastră se derulează între aceste două adevăruri. Să facem ceva și să nu facem ceva. Miercurea trecută, un alt preasfințitul nostru și-a dorit să aibă o întâlnire cât mai lăgită cu frații de la Oastea Domnului și adunat acolo pe 40 de preoți. A dorit să aibă un contact cu Oastea, să vadă cum putem lucra în vremea aceasta și în tot ceea ce s-a întâmplat vreo 4 ori, mi-am dat seama că, așa cum ne-am și spus, Oastea Domnului este un profet și niciun profet n-a fost înțeles. I-am spus în altul, în altă sfințite, nu judecați pe preoții care sunt împotriva Oastei. Pentru că aici a fost un arhiepiscop care așa i-a învățat. Și dacă vom lucra împreună, vom vedea cât de combatibil, cât de necesar sunt. Pentru că Oastea Domnului a primit o misiune aici, în biserica noastră. Biserica noastră nu mai primește o altă lucrare. Dumnezeu a trimis bisericii noastre o lucrare de trezire. Trezirile se întâmplă la sute de ani. Și pentru că sunt atât de rare, ele sunt așa de greșit înțelese. Este adevărat că în toată discuția aceasta au mai fost și poate atitudini în care adevărul spus acolo a putut să fie interpretat de greșit. De aceea m-am dus după două zile și numai personal cu un alt preasfințitul. El m-a întrebat ce au zis frații. Frații, nu pot să zic decât să aibă așa o bucurie că în sfârșit Dumnezeu ne-a rânduit un arhiepiscop care să dorească să lucrăm împreună. De aceea, fraților, dacă astăzi suntem aici la Matca, așa cum a spus fratele Dorel, inițiativa n-a pornit de la noi, ci fratele Gheorghe, fratele Dorel și cu ceilalți frați ne-au propus întâlnirea. Când am anunțat pe frați, toți au fost. Am venit de la Sibiu și nimic parcă nu ne încredințează că ar trebui să fim acolo. Fraților, ce nu putem noi face, Domnul poate. În întâlnirea de acolo a fost o stare binecuvântată, a fost un moment de cercetare, și îi mulțumim Domnului Iisus că la despărțirea noastră așa ne-am hotărât. Să mergem împreună. Cu toții, Doamne. Să lucrăm împreună. În 1975 am fost la o nuntă la Vălani, în zona Beiușului. Acolo un frate care mi-a fost șofer în armată se căsătorea și fratele Traian ne-a chemat acolo. Acolo au venit frați din zona Sălajului care aveau probleme. Fratele Traian era cu domiciliul obligatoriu și am coborât undeva lângă un fereu, sfatul a fost acolo. Și frații au început să spună cum facem și noi. Fiecare a făcut ceva, ce n-a făcut, de ce a făcut. Fratele Traian zice, acum ascultați-mă.
Dumnezeu nu ne-a făcut pe noi într-un circular. Dumnezeu ne-a creat pe fiecare cu entitatea noastră. Dumnezeu a îngăduit ca noi să trăim aici în lucrarea lui Dumnezeu, înțelegând mai mult sau mai puțin. Dar asta n-ar trebui să facă ca între noi să ne disprețuim sau să ne împinuim. Spunea fratele Tran, în relația noastră cu Domnul avem două stări. Să mergem cu fața către Domnul sau cu spatele. Zice, când mergi cu fața înspre soare, umbra îți este în spate. Dar când te întorci cu spatele de la Domnul, ai umbra în față. Și totdeauna pare că ceva și totdeauna ai căutat să te ferești. Zice, noi trebuie să ne acceptăm așa cum suntem. Vremea de atunci a construit biserica, era potrivnică și regimul și tot, zice, noi nu ne avem decât unii pe alții. Și fratele Dan a dat un exemplu care le-am spus nu odată fraților, ziceam, fraților, vedeți cum sunt culorile din curcubeu. Ce-ar fi curcubeu o singură culoare? Ar fi o monotonie. Dar zice, fiecare culoare nu face mai urâtă pe cealaltă, ci mai frumoasă. Noi trebuie să înțelegem că în lucrarea lui Dumnezeu unii avem un nivel mai duhovnicesc, mai crescut, alții mai puțin. O zonă este mai cu zona Moldovei, Bucovina, Maramureș, oamenii mai pioși, mai credincioși, sunt zone mai departe de Dumnezeu. Dar noi trebuie să lucrăm împreună. Trebuie să ne șlefuim împreună. De aceea, fraților, dacă spuneam și la sfatul de sâmbătă de seara de acolo, de la Sibiu, 30 de ani de dezbinare e prea mult. E nepermis de mult. Fratele Rean spunea, zice, Dumnezeu putea scurta pustia și la 10 ani. Drumul spre Țara Făgăduită trebuia parcurs nici într-un an. Dar zice, datorită păcatelor lor, s-a prelungit pustia. Și după 40 de ani au perit toți. 30 de ani, cei mai mulți dintre frații noștri nu mai sunt. Au plecat la Domnul și mulți au plecat îndurerați. Cei care am rămas, adică ar fi trebuit să fim beriga între sfinții care am lucrat cu ei și am trăit lângă ei și între generația care va urma după noi. Și spuneam și la sfat acolo, să nu mai prelungim 10 ani. Că după 10 ani încă au rămas doi, Iosua și Caleb. În timpul acesta frații au plecat la Domnul, poate urând pe frați. Ne uităm la războiul din apropierea țării noastre. Ce face ura? Până unde merge ura? Ei, practic, sunt aproape același popor. Sunt aceeași religie. Și totuși, ura a ajuns până acolo să aducă atâta suferință și atâta durere. Frații au fost în graniță și tot au adus familii. Au rămas. De atâta disperare.
O genduță și copiii și-au plecat. Și toți au rămas acolo. Fraților, cred că a venit ziua să punem capăt acestui chel nefericit de lucru dintre noi. Părintele Iosif și fratele Traian de dincolo suferă cei mai mult. Parcă Mântuitorul spune și pentru noi, ce n-am făcut vie mele. Cei care n-ați cunoscut personal pe fratele Traian, aveți o mare problemă. Am vrut să citesc aici doar câteva versete care ne privesc pe noi, cei care am trăit atunci. În 2 Timotei, capitolul 3, începând cu versetul 10, tu însă ai urmărit de aproape învățătura mea, purtarea mea, hotărârea mea, credința mea, îndelunga mea răbdare, dragostea mea, răbdarea mea, prigonirile și suferințele care au venit peste mine în Antiohia, în Iconia și în Listra. Știți ce prigoniri am răbdat și totuși Domnul m-a izbăvit din toate. De altfel, toți cei care voie să trăiască cu evlavie în Hristos Iisus vor fi prigoniți. Noi am văzut, am trăit alături de acest mare trimis al lui Dumnezeu. Am adus opera aceasta completă acestui martir al oasă. Toate cântările ne mirăm noi, dar nu securitatea când a scris atât. I-am dus în altă simțitului o lucrare de aceasta, nu-i bine să creadă. Fratele Dream, nu numai că a scris, dar a și înregistrat toată opera. De multe ori, în relația noastră, au fost și momente când n-am înțeles. Atunci când fratele Dream l-a iertat pe pop, la șoime, mai mulți dintre noi am zis, frate, dar nu știi cine e pop. Și fratele Dream a zis, el vrea să fie iertat și eu-s dator și l-am iertat, dar el nu s-a îndreptat. M-a trimis fratele Dream de 3 ori cu scrisoare la Moldoveanu să îi propunea un sfat care s-a și întâmplat. De 2 ori nu m-am dus. Am evitat să mă duc și n-am fost niciodată la el acasă, nu dintr-o ură. N-am putut să mă duc. Am dat scrisoarea la fata lui Moldoveanu, care era acolo pe la fratele Valer, nepoatele lui era într-o relație mai apropiată cu ei și zidei scrisoarea aceasta din partea fratelui Traian. Fratele Traian zice, ai dus scrisoarea? Fratele Traian, am găsit pe fiica lui Moldoveanu și i-am dat-o. Bine, acum îți mai dau una. Mi-a dat și a doua și tot așa am scăpat de ea. Deci a treia oară, acum zice, să-mi spui dacă ai de gând să te duci sau nu. Frate Dran, nu doresc să mă duc. Dar de ce? Socot că Moldoveanu va fi trecut în uitare când nu mai faceți sfat pentru el. Era așa o
distanță între noi. Și a spus, cred că asta e soluția. Că n-am mai făcut sfat pentru că cei care veneau acolo, veneau cei din partea lui și care îl îndreptățeau să spună ce-ar face fratele Traian dacă n-ai compune. Fratele Traian chiar a spus de ce. Totuși, frate, poate mai avem nevoie de el. Zic, eu cred că Dumnezeu are posibilități. Acum, cei care știți pe primii cinci cântăreți, când fratele Traian a luat hotărârea și a renunțat la moldoveanu, în anul acesta, cinci cântăreți, Domnul a scos. Și ce minunat a fost. De aceea, cei care m-au urât, poate mă mai urăsc, Domnul m-a ajutat să nu urăsc pe nimeni, nu mă laud, pe absolut nimeni. A fost momente când nașul meu, fratele Arcadie, n-a vorbit 2 ani cu mine. Dar am stat liniștit, am rămas liniștit, pentru că când vezi atitudinea unui sfânt, fratele, să știți că istoria nu e atâta cât e scris. Atât s-a putut scrie atunci. Partea cealaltă a rămas doar vorbită între noi. Pentru că nu se putea scrie tot atunci. De aceea, noi care am fost alături, avem o altă răspundere și o mai mare vină. Noi care am văzut câtă durere, câtă suferință, eram un tânăr de aici, de la frățile voastre, nu-i dau numele, căsătorit în zona Neamțului și erau gata să se despartă. Și fratele Traian atunci așa era. Dădea vis telefonic, nu putea fi controlat. Și m-a sunat vino că trebuie să mergem la Podoleni. Acolo doi tineri sunt gata să se despartă. Frate Traian, dar acolo sunt atâția frați. Mie nu mi-e greu să vin, dar este așa bolnav. A spus așa. Dacă cei doi tineri se despart, va fi vorbită oastea de rău. Noi nu știm cum trăiau sfințe, cum trăiau pentru fiecare dintre noi. Fratele Traian știa tot. Pentru că el era un profet. Era un profet, nu că îl facem noi. În 80 m-a sunat fratele Traian că era un nuntă la Poen Lehize și rugat fratele Petrică pe un frate preot acolo. Zice, vină numai decât că trebuie să vorbim ceva. Și era un sfat la noi cu despărțirea noastră de 30 de ani. Cum trebuie să vin la Covasna, să leau și am ajuns acolo și fratele Traian a vorbit ceva care ne-a uimit de toți. A vorbit despre Moise. Zice, Moise când era pe munte, mai erau 70 de popoare atunci, cu 70 de reprezentanți ai lor. Dar numai Moise a fost credincios. Și a spus ceea ce i-a spus Dumnezeu. În intimitatea lui Moise, când a citit tablele legii, n-a înțeles acolo ceva. Și Moise a spus, Doamne, ce semne sunt acestea? Lângă mine era directorul școlii de acolo. Fratele Traian a spus un adevăr care, cred că n-a vrut să-l spună și nici nu l-a mai spus. Spune, zice, Dumnezeu i-a spus lui Moise, aceste semne nu sunt nici pentru tine, nici pentru poporul tău, nici pentru vremea ta. Pentru alte vremuri și alți profeți. Și fratele Traian a continuat, unele din acele semne mi le-a descoperit Dumnezeu nouă prin noastră Domnul. Și am cântat o cântare pe care fratele Traian ne-a descoperit, de fapt asta trăia el.
Nu pot să spun la nimeni, Iisuse, ce-mi tot dai pe munții mei, când singur cum mă colți de rai în rai. Directorul m-a cuprins și a spus, cine e omul ăsta? Cum? El umblă cu Dumnezeu prin rai? Frate, mi-a pus gura, mâna la gură și s-a oprit. Apostolul Pavel a fost până la al treilea cer. Dar fratele Dan așa a fost. Când el a spus că a avut părtășie cu Dumnezeu personal mai mult decât toți prorocii până la el. Și noi nu cred că putem crede așa ceva. Fratele Dan a prorocit vremea aceasta pe care o trăim. Am spus fraților la Sibiu. El a știut tot. I-a spus, frate, m-am lăsat 5.000 de cărți nemuritoare la Mechelec. Să aveți cu ce tipări. Era în 88 și am șos, era ales și era Dumnezeul poporului ăsta. Și așa a fost. De aceea, pentru noi care lucrăm altfel, dacă mai suntem încă vii și dacă mai este conștiința care ne mustră, este cea mai mare dovadă că n-a intrat cu noi la spectacol. Am venit aici ca să încheiem luna aceasta, care este luna marilor primești ale Dumnezeu. Ne-am rugat acolo lângă crucea Părintelui Iosif și i-am spus, Părinte Iosif, iată-ne că și anul acesta n-am venit pregătit. Și a răspuns Părintele Iosif, că ține voastre nu știți ce înseamnă acești mari primești ale Dumnezeu. Venind cu fratele Traian în 80 cu mașina de la Vasna, fratele Traian zice la 5 să fie acolo, că Sânțera era la începutul noiembrie și am luat o mașină foarte performantă, că eu aveam numai ară atunci. Când să plecăm de acolo, mașina nu mai avea curent. Zic, frate Traian, nu mai putem pleca. Uite, dacă aprinde lumina, se oprește motorul. Dar el mi-a spus, nu, trebuie să plecăm. Dar cum plecăm fără curent? Așa plecăm. Știți, cei care în Ecovasna trebuie să urci muntele. Era așa un întuneric, eram cu jeepul și fratele te-a lansat așa. Voi uitați-vă în spate, în față, că eu mă rog. Cum am ajuns la Tudorel Bratu ca să luăm o baterie? Nu știu. În întunericul acela. Poate că până la, era atunci cunoaște de azi Gheorghe Iudeș, am mai prins din când în când câte o mașină, nu erau prea multe atunci, în 90. Dar de la Gheorghe Iudeș până la Tudorel Bratu acasă, nicio lumină, la Dofteana. Am ajuns acolo, am luat bateria și fratele Traian, ne-am întors. Fraților, și ne-am întors pe drumul acela, numai căruțe era. Dar până au fost cam. Unul cu bicicleta se urce peste noi. A spus, fratele Traian, zicem, nu știi de ce ți-am spus că trebuie să mergi. Am listat azi noapte că o coală mare de hârtie a coborât din cer și s-a așezat peste mine. Și asta înseamnă bucuria la care trebuie să ajungem, pentru că frații ne așteaptă. Aceștia sunt sfinții care au trăit printre noi, pe care nu i-am cunoscut,
am zis că fratele Trump vorbește de el, zice, totdeauna contemporane, oamenilor mari au fost oameni mici. De fapt, noi eram aceia. Pentru că n-am știut lângă ce mari temișa lui Dumnezeu am trăit. De aceea, fraților, în ziua aceasta, pentru toți cei care nu este o poezie, mai suntem aici încă viu, totuși nu-i prea târziu. Dacă frații au ajuns să orască din pricina noastră, Domnul ne-a dat un timp și o vreme să ne întoarcem, așa cum vorbeam și cu preoții, 100 de ani de oastă. 100 de ani de încercări și de lupte. Știți capitolul 2, capitolul 3 din Luca, Sfântul Ioan Botezătorul a vorbit acolo despre proiectul lui Dumnezeu. Ce avea Dumnezeu, cum dealurile să fie coborâte, văile urcate, drumurile zglunțuroase, netezite. Și apoi vorbește mai la sfârșit, spune, acela are lopata în mână. Își va curăța aria cu desăvârșire și arată că va vântura grâul, pleava o va arde în foc, iar grâul în grânar. Ne-a povestit fratele Arcade că el a fost dus cu închisoarea frații și în zona Dobrogii. Acolo, așa cum știți, a fost stăpânită vreo 500 de ani de turci, de tatari, și el a rămas cu obiceiurile de acolo. Și zice, era vremea grâului. Și era atunci, în perioada aceea, a anilor 50, și era încă se lucra așa. Spune că se aduna grâul pe o platformă foarte mare și acolo era un par înalt și cai și boi cu tăvălugul dădea peste grâu și îl strivea și după aia, zice, ne uitam noi, mă gândeam cum învață oamenii lui Dumnezeu. Fiecare și aduna grâul și briza care începe să sufle dinspre mare era numai după masă. Deci toți erau lângă grămăjoara lor de grâu cu gălețele și așteptau să bată vântul. Și zice, când bătea vântul dinspre mare, din dreapta, ducea pleava în stânga. Când se retrăgea marea, începea să bată vântul din stânga înspre dreapta. Și zice, ne-am uitat că pleava era dusă foarte departe. Apoi grâul mai șista, cum îl spunem noi, mai sec, tot mai încolo. Numai grâul bun, plin, cădea pe mijloc. Și ne spunea frate Acate, asta e cernerea pe care o face Duhul lui Dumnezeu. Zice, câți au plecat, i-a bătut vântul, când din stânga, când din dreapta. Numai că cei care l-au cunoscut pe Domnul Iisus și s-au umplut de această putere, au căzut pe mijloc. De aceea îi mulțumim Domnul Iisus că până astăzi mai sunt astfel de boabe și astfel de frați. Mai sunt astfel de conștiințe. Eu cred că a venit vremea. Îmi spune cineva, iară te duci la matca, da, zic, este o altă zi. Nici o zi nu-i ca alta. Dumnezeu poate. Poate că am încercat să facem noi și n-am pus înaintea Domnului cât trebuia de mult. Dar a venit ziua aceasta. Suntem chemați să pregătim anul acesta pregătitor pentru jubileul care va fi la anul. Îi spuneam în altul lui alaltă ieri, 100 de ani de oaste. Și se întreba ce-i cu oastea? 100 de ani de oaste
Și biserica noastră este atât de străină, mă uitam la preoții nefericiți care le-a spus, nu ne trebuie, nu putem. Le-am și spus alalte, dumneavoastră suntem, nu-i chemați pe cei ce nu vor sau nu pot. Nu pot, nu pot pentru că așa au fost crescuți, așa au fost alimentați, hai să lucrăm cu cei care pot și care vreau. De aceea, datoria noastră este ca anul acesta să depășim toate aceste nefericite stări și ne cerem iertare tuturor tinerilor noștri care au ajuns să se urască unii pe alții pentru că ei n-au cunoscut altceva. Cei care ați fost la Sibiu, în Piața Sfatului, toți tinerii au fost împreună și au cântat. Sute de mii de like-uri. Sute de mii, uitați-vă pe filmat, de apreciere. Tinerii s-au văzut frați și surori. Ei au putut depăși. De aceea, cred că astăzi, așa cum am spus și pe 23 miercuri, zic în alte asențite, consider că este sinodul astei Domnului pentru zona noastră a Sucevei și Dumnezeu va trimis aici să lucrăm împreună. Ca o dovadă că a depășit aceasta, i-am spus, am dorit ca adunarea de sâmbătă viitoare, 134 de ani de la nașterea Părintelui Iosif, să facem în catedrala din Suceava, să dăm glas cuvintelor și hotărârilor noastre. Nu se poate pentru că este încă în pictură și totul este chelărie. Ne-a oferit o cea de la Rădăuz, dar acum acolo este exodul acesta de oameni fericiți și în casă de adunare la Suceava și la familie noastră la Suceava și la noi sunt acești oameni nefericiți și ne vom mulțumi să facem așa cum se va putea. Fraților, mulțumim că ne-ați primit. Mulțumim că ați venit. Și să știți că niciodată eu n-am urât pe nimeni. N-am voie. Ceea ce am văzut la fratele Tăian, eu nu pot face. De aceea am venit cu bucurie.